v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. FMI amână discuțiile care privesc viitorul societății de închideri mine Valea Jiului pe lângă cele ale CEH. Minusurile societății împiedică buna funcționare a minelor neviabile. 712 candidați au susținut proba scrisă pentru mult căutatul job de miner. Emeli Vezeni a scos la concurs doar 65 de locuri. 5 copii de la școala Avram Stanca au contactat hepatită. Focarul de infecție a fost depistat la blocurile sociale din colonie. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins din nou în această dimineață la Consiliul Județean Hunedoara. După câteva ore de percheziții, secretarul județului Hunedoara, Dan Daniel, dar și directorul general al DGASPC Hunedoara, Monica Georgescu, au fost ridicați și conduși la Alba Iulia pentru audieri. Procurorii DNA au efectuat percheziții în această dimineață la sediul Consiliului Județean Hunedoara și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Aceștia au descins și la domiciliile a 5 persoane suspectate în acest caz. Alături de Dan Daniel și Monica Georgescu, la Alba Iulia a fost condusă și Mihaela Ștefan, șefa Serviciului Administrație Publică din cadrul Consiliului Județean Hunedoara. La prima ora dimineții a ajuns reprezentanța ai DNA-ului, au sigilat la primul moment biroul directorului nostru general, ulterior au intrat în birou împreună cu doamna director, nu știm ce anume s-a discutat, pot să vă spun că în momentul de față doamna director nu este în instituție. În această dimineață la sediul instituției noastre s-a prezentat un grup de inspectori de la DNA care au avut mandat pentru a percheziționa anumite birouri din cadrul instituției noastre. După câte am înțeles, se efectuează cercetări într-o cauză penală pe care dumnealor trebuie să o clarifice. Biroul secretarului județului Dan Daniel a fost sigilat și se efectuează cercetări la biroul Corp Control și la biroul Serviciul Administrație Publică Locală. Cei trei au fost ridicați și conduși la DNA Alba Iulia pentru a da explicații într-un dosar care vizează fapte de corupție săvârșite în anul 2014. Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba despre fraudarea concursului de ocupare a postului de director general al DGASPC Hunedoara. Concursul a avut loc în luna iulie a anului 2014. În urma lui, Monica Georgescu a obținut postul de director. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații. Primarul municipiului Lupeni, Cornel Rezmeriță, își va petrece următoarele 30 de zile în arest. Judecătorii de la Curtea de Apel București au admis recursul procurorilor DNA și au înlocuit măsura arestului la domiciliu cu măsura arestului preventiv. Vom reveni cu detalii. Continuăm știrile. Este oficial, Mircea Ioan Moloț a atacat ordinul prefectului în contencios administrativ. Astfel, până la o soluție definitivă în acest sens, Mircea Ioan Moloț redevine președintele suspendat al Consiliului Județean Hunedoara. Reprezentanții Tribunalului Hunedoara au confirmat pentru Mondo TV că pe rolul instanței a fost înregistrată contestația lui Mircea Ioan Moloț față de ordinul prefectului de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale. Mircea Ioan Moloț a avut la dispoziție 10 zile pentru a contesta ordinul semnat de prefectul Sorin Vasilescu. Prin acesta se constată încetarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Hunedoara înainte de expirarea termenului. Până la o soluție definitivă în acest dosar, Mircea Ioan Moloț redevine președinte suspendat al Consiliului Județean Hunedoara. FMI amână și discuțiile privitoare la viitorul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului pe lângă cele ale Complexului Energetic Hunedoara. Există părți bune, dar și rele și tocmai acestea împiedică o bună funcționare a minelor aflate pe închidere. După eșuarea discuțiilor cu FMI pe tema Complexului Energetic Hunedoara, nici minele neviabile și care depind de banii de la CEH nu au primit vreun răspuns favorabil. Nu sunt doar părți rele, iar directorul general al Societății de Închideri de Mine Valea Jiului, Aurel Anghel, ne explică exact ce înseamnă asta. Pot să spun că
faptul că le-a dat un răgaz până luna aprilie să prezinte un program de eficientizare este un lucru bun, adică pot să vă privesc cu încredere faptul că cehul va funcționa și implicit societatea noastră care este legată de complex energetic Hunedoara, fiind unicul beneficiar al cărbunelui nostru, atunci viața societății și tot programul societății pe care funcționăm noi și care este condus de această decizie a Uniunii Europene poate continua în condiții de eficiență maximă. Din păcate însă există datorii încă neachitate de complexul energetic pentru cărbunele livrat, iar banii sunt necesari minelor aflate pe închidere. Până vor veni fondurile din ajutorul de stat, salariile și plățile către furnizori depind de ceh. Având în vedere încasările de la complexul energetic Hunedoara, care sunt încasări doar strict pe latura salarială, doar reușim să plătim salariații, furnizorii foarte puțini și așteptăm acea hotărâre de guvern cu privire la ajutorul de stat, în care o să avem acces la ajutorul de stat și atunci vom putea degreva din datoriile către furnizori. Discuțiile cu FMI au eșuat luni și vor fi reluate în luna aprilie. Cei de la minele neviabile vor primi acel ajutor de stat ceva mai repede, iar situația lor se va îmbunătăți. Până atunci însă sunt amânate și discuțiile privind reducerea numărului de disponibilizați sau problemele pensionarilor minieri. Astăzi a avut loc proba scrisă pentru ocuparea celor 65 de locuri de muncă de la Livezeni. Astfel, 712 din cei 752 de candidați înscriși pentru a deveni mineri au susținut astăzi proba teoretică. Mâine, posibilii viitori mineri vor mai avea de trecut un hop, și anume susținerea probei practice de lopătat. Proba scrisă pentru ocuparea unui loc de muncă în subteranul minei Livezeni, susținută astăzi de cei 712 candidați, a fost dificilă. Asta ne-au spus câțiva dintre tinerii care au venit să-și încerce norocul pentru ocuparea unui loc de muncă în minerit. Foarte strong, foarte bine. N-am prea avut timp. Ce crezi că nu ți-a ajuns? Păi, nu m-am dat în cap, nu-mi stă mie capul astea. Potrivite. Te-ai descurcat? Da, da. A fost prea scurt timpul. La primul au fost 5 subiecte, la al doilea au fost tot 5 subiecte și la sfârșit tot 5 subiecte. Care crezi că este mai grea, proba scrisă sau proba practică? Eu cred că proba scrisă e mai grea. Cam grele. Te-ai descurcat? Puțin timpul. Puțin timpul, m-am descurcat, dar puțin timpul. Care crezi că este mai grea, proba scrisă sau cea practică? Cea scrisă. Puțin timpul. Ușor. Ce crezi că te pune mai mult în dificultate, proba scrisă sau cea practică? Probabil aia practică. Pentru că e timpul scurt, un minut numai și 30 de secunde, foarte mulți, și trebuie să dăm cel mai bun, să scoatem poate chiar un minut. Ai speranțe că vei deveni miner? Nu se știe. Încercăm. Astfel, timpul prea scurt le-a dat bătăi de cap candidaților, însă nici subiectele nu i-au ajutat pe tineri. Aceștia s-au plâns că temele au avut un grad mare de dificultate. Astăzi avem proba scrisă pentru ocuparea celor 65 de locuri la mina Livezeni. S-au prezentat 712 candidați, 40 avem absenți. Totul decurge normal, fără niciun fel de probleme până în momentul ăsta. Până acum, candidații s-au plâns că timpul este scurt. De ce? Așa au hotărât cei din comisie, să fie 10 minute timp. Candidații au primit pe loc rezultatele la proba scrisă. În cazul în care unii candidați sunt nemulțumiți de nota obținută, aceștia vor putea depune contestații. Mâine, cei 712 candidați vor susține proba practică, care presupune lopătarea peste un obstacol de 1,5 metri a unei cantități de 400 de kilograme de material. Hepatita a făcut din nou victime. 5 copii de la centrul școlii Avram Stanca au fost diagnosticați cu această boală. Virusul a fost contactat de la copiii care locuiesc în blocurile sociale din colonia Petroșani, iar miercuri dimineață toți vor fi vaccinați. Cei care stau cu săptămânile la acest centru din Petroșani sunt bolnavi și necesită tratament. Hepatita și-a făcut loc printre copiii de la școala Avram Stanca. Totul a pornit acum câteva zile, când copiii au început să se simtă rău unul câte unul. Micuții locuiesc în clădirea anexă a școlii Avram Stanca pentru că acasă nu au condiții de trai și au contactat boala de la cei care vin la centrul de zi și locuiesc în blocul social de pe strada Tudor Vladimirescu. Profesorii și pedagogii acestora cunosc faptul că cei mici sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase de la Vulcan și ne explică situația. Avem copilași asistați la centrul de zi. La centrul de zi vin copilași de acolo, care, normal că fiind în același colectiv cu
copilașii noștri din interior, au fost o sursă de infestare și în acest moment avem deja 5 copilași internați la Spitalul de Boli Infecțioase Vulcan. Mâine DSP va veni la această școală și apoi urmează să-i vaccineze pe copii. În plus, cei de la Cămin și-au luat toate măsurile necesare pentru a evita o epidemie. Acum când a început școala, am anunțat toți părinții, i-am pus în vedere să anunțe medicii de familie, să știe medicii de familie că sunt copilași din evidența dumnealor care intră într-un colectiv unde au fost astfel de probleme. Toți medicii de familie au fost foarte cooperativi. Mâine, domnul doctor Ionașcu, doctorul care răspunde de școala noastră, va consulta copiii, va efectua o consultație de specialitate asupra tuturor copiilor și vor fi imunizați. Numai anul trecut, în blocul social din Colonia Petroșani, au fost făcute cel puțin 2 dezinsecții. Acolo au izbucnit de câteva ori epidemii de hepatită virală, dar, din păcate, situația se repetă și acum. Cei care au de suferit sunt copiii care vin în contact cu cei care locuiesc aici. Vom avea și de acum înainte producători de carne, miere sau alte produse autohtone în piața centrală din Petroșani. Administratorii pieței au pus la cale un plan de eficientizare a activității. Au invitat producătorii în interiorul halei, unde le vor concesiona boxele dotate și utilate corespunzător. Ca să nu mai aibă pierderi lunar și să eficientizeze activitatea care mergea pe pierdere, administrația pieței centrale din Petroșani a decis să concesioneze boxele celor care până acum le închiriau. Câștigul este de ambele părți, mai ales că suma stabilită lunar este aproape similară cu cea plătită până acum pe chirie. Chiriașii aveau posibilitatea să deschidă doar când considerau ei, dar acum vor avea interesul să vândă zilnic. Noi vrem să aducem un plus pieței prin faptul că vom concesiona prin închiriere pe o perioadă de 5 ani de zile, cu drept pe îngire tot de 5 ani de zile după aceea, un număr de 19 boxe în prima fază, situate la parterul halei din piața centrală Petroșani. Am ales această variantă deoarece poate unele boxe nu, nefiind solicitate expre pentru vânzările de lapte și produse din lapte sau de carne, atunci cele rămase libere vom încerca să le închiriem altor firme sau persoane fizice autorizate. Conducerea pieței din Petroșani are posibilitatea să concesioneze spații celor ce vând miere, măsline, ulei de măsline și carne, produse din carne sau lactate, ciuperci și conserve. Concesionarea se va face pe o perioadă de 5 ani cu o taxă lunară de 450 de lei. Până acum, cei care închiriau boxele plăteau doar când deschideau, adică o taxă de 22 de lei pe zi. În plus, după concesionare, comercianții își vor achita și utilitățile. Astăzi, elevii Școlii Generale numărul 7 din Petroșani au primit cadou din partea Consiliului Local al Municipiului Petroșani și al supermarketului Kaufland o sală nouă de informatică. Drept recompensă, copiii care studiază la această unitate au pregătit un moment artistic. De astăzi, elevii Școlii Generale numărul 7 din Petroșani au un nou laborator de informatică dotat cu 30 de calculatoare de ultimă generație. Noi nu ne vom opri, împreună cu Școala de Valori vom face sponsorizări în acest oraș. Vom vedea ce proiecte vor fi pe viitor și vreau să vă mulțumesc anticipat pentru sprijinul dumneavoastră și pentru ajutorul pe care ne-l veți da în continuare. Noi vom investi în educația noilor oameni, ca să le spunem așa, pentru că ei sunt viitorul nostru. Dați-mi voie să mânez acest cec conducerii școlii. Asta este cecul în care noi arătăm că în această dată am donat cele 30 de calculatoare performante. Vă mulțumesc din nou! După înmânarea cecului, a urmat inaugurarea propriu-zisă a laboratorului. Eu cred că este foarte importantă, orice investiție sau inițiativă de acest gen este foarte importantă, mai ales că aici la Școala 7 s-a
făcut acest laborator de informatică cu 30 de calculatoare ultramoderne primite din partea sponsorului. Sigur că o mică contribuție a avut și Consiliul Local pentru dotarea cu mobilier și a tot ceea ce este necesar ca aceste calculatoare să funcționeze, însă, pe de altă parte, cred că este un gest de normalitate a celor care au afaceri și investiții în municipiul Petroșani de a întoarce comunității într-un fel sau altul o mică parte din ceea ce ei câștigă prin activitatea pe care o desfășoară, făcând astfel de gesturi și astfel de proiecte educaționale extraordinare. Deci școala cu siguranță nu și-ar fi permis niciodată din fonduri proprii să facă această investiție. Noi ne dorim împreună cu Școala de Valori să investim în educația copiilor. E generația viitoare. Toți știm că dacă noi nu investim în ei, atunci viitorul nostru nu mai sună bine, ca să zicem așa, și vom continua să facem astfel de investiții și pe viitor, cât timp vom putea, fără nicio problemă, în educație, în copii, în noua generație se vor face investiții, cel puțin în Petroșani și în fiecare oraș în care există câte un magazin al nostru. Orice laborator de informatică înseamnă comunicare, legătură cu exteriorul. Pentru elevii noștri înseamnă mult mai mult, pentru că mulți dintre ei nu își permit să aibă acasă un calculator sau, dacă la unul, își permit să aibă internetul non-stop. De ce spun înseamnă comunicare? Pentru că într-un peisaj contemporan, stăpânirea informațiilor te duc spre cunoaștere, cunoașterea te duce spre un rezultat care îți permite evoluția. Mă bucur că sponsorul nostru a fost atât de generos. Lucrăm de un an de zile cu sponsorul nostru. Elevii de aici au pregătit sponsorilor un moment artistic. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Mâine de la ora 16, Tiberiu Vințan vă așteaptă la emisiunea Se întâmplă în Valea Jiului, invitat scriitorul Valeriu Butulescu. Iar noi ne revedem la 17:30.